vam što ste došli. Želim na početku reći da ćemo prvo uzimati pitanja od domaćih medija, zato što neki od naših novinara idu uživo, pa ćemo to uzeti kasnije. Please ask your questions. Izvolite. Prije svega, dobar dan. Ja sam Zlatko Hasanagić, portal sportskevijesti.com iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Jordanescu, Ligu nacija ste relativno slabije otvorili možda nego što ste očekivali, a ono što bi vas ja pitao, da li vam je upravo Liga nacija bitnija od kvalifikacija za evropsko prvenstvo, s obzirom da na ovaj način možete doći možda i vrlo lagano na evropsko prvenstvo, u slučaju naravno da budete prvi. Hvala. Good day from the sportskivjesnik.com, Mr. Jordanescu. You started this League of Nations a bit poorer than you possibly had expected. Is this League of Nations more important for you than the qualifications for the EU Championship? Okay, I'll try my answer in English, and if it's something unclear, we will clear that. So we win time. The thing is like this, that we try to build a strong mentality. We try to create a strong group. We come after years of things that happened which we didn't like. And unsuccess means a lot of frustration also. And our plan was to start as good as possible. And the importance of the Nations League for us is very big. First, okay. Hvala vam. Ja ću odgovoriti na engleskom, pa ako nešto ne bude jasno, pojasnit ćemo. Mi prije svega nastojimo izgraditi snažan mentalitet i snažnu ekipu. Tačno je da su se desile neke stvari kojima nismo zadovoljni, koje nam se nisu svidjeli. To je uzrok značajne frustracije, ali želimo igrati što bolje možemo. The importance of the group is very big because, first of all, we know that the results from the group will affect us in the preliminaries for European Championship. Znamo da je ovo natjecanje jako važno i da će i ovi rezultati i sama kvaliteta ekipe imati utjecaj na rezultate u evropskom natjecanju. Can give us chance for a better draw. I da nam to može omogućiti bolje izvlačenje, da nas izvuku sa povoljnijim ekipama. Can give us a chance for going in barrage if the results of the group for Europina will not be the best. Također, time bismo dobili šansu i za baraž ukoliko rezultati u grupi ne budu najbolji. Can give us morale for the group for Europian. Moći ćemo ići dalje, kvalitetnije se postaviti u Evropi. But I don't want the group to mislead us, and in parallel we want to prepare to create a group, a strong group with much better mentality and power to fight for every game and to receive all the answers that we need to be prepared as much as is possible for the European. So the role of this group is more complex in our vision. Ali ne želimo da potpuno zanemarimo ova natjecanja. Naravno, ova nam grupa jako puno znači i u smislu jačanja mentaliteta i mentalne snage. Nakon onoga ovoga ćemo dobiti neke odgovore koji će nas bolje pripremiti za ova druga takmičenja. Other questions? Yeah. Dobar dan, selektore. Sigurno niko nije očekivao da ćete biti poraženi u Crnoj Gori, posebno kada se zna da je Crna Gora isto oslabljena bila u tom meču, međutim, možda je to za vas i dobro na početku da se desi takav rezultat. Jeste poraz, ali možda za buduće neke utakmice da izgradite taj snažan mentalitet i da ostvarite bolje rezultate protiv Bosne i u narednim utakmicama. Hvala.
The question for the coach, Mr. Iordanescu. You played with Montenegro and you lost, although they were weakened. But don't you think that that might be a good thing, disguised as a bad, because you experienced the defeat early on, but that can help you create a strong team, stronger mentality, and win in these future games, including the one against Bosnia? Yeah, the truth was that they were missing some players, but we were missing also some players. Everybody discussed about the missing players of Montenegro, but too few people discuss about our missing players. Radi se o tome da su oni nastupali bez nekih igrača, ali i mi smo bili oslabljeni, odnosno nismo imali neke od naših najboljih igrača i priča se o tome da oni nisu imali, ali nismo, bili smo i mi oslabljeni. This is not an excuse because everybody who is here, in my vision, it's a top Romanian player, so they have to deliver as expected. Ali to nije nikakav izgovor i svi od nas očekuju da donesemo rezultate. What for me is a bigger issue is the thing that we have at this moment many players in the squad that in their clubs are not passing the best possible periods. And having in the past in the national team some missing qualification and a bad morale with the national team and also now not the best period in the clubs affects the squad much more than people understand. That means a lot of pressure, and that means that we are missing courage in the games, at least at this moment. Ali za mene postoji jedan veći problem, a to je da dosta igrača prolaze kroz neke periode koji im nisu baš najbolji. Također imali smo i dosta problema u reprezentaciji, neki od igrača su propuštali kvalifikacije, dakle cijela situacija i moral reprezentacije nije baš najbolji. So yes, losing the first game attracts a lot of negative, but I prefer to see all our problems now and to have a chance to correct them than to happen in the preliminaries of the championship where the points will take us there. The points from the preliminaries of the European, not the points from the group now. Da, to što smo izgubili prvu utakmicu je naravno loše, ali ja smatram da je bolje da se suočimo sa problemima sada i da ih riješimo sada nego kasnije kada budemo igrali za evropski šampionat. Hello everyone, I'm journalist of N1 Bosnia-Herzegovina. What do you know about a Bosnia national team? Actually, you know everything, I think, but which is the most dangerous player in our national team from Bosnia to this match from Romania, against Romania actually, thank you. I'm sure I don't know everything, but I know as much as possible and we try to do our best to take our information. The same like our opposition is doing, I'm sure. Siguran sam da ne znam sve, kao što ste rekli, ali nastojimo saznati što više informacija. We saw all the games from the past, from the preliminaries. We saw the friendly games. We saw the game in Finland now. And my opinion is very clear that Bosnia has a lot of potential. Gledali smo naravno ranije utakmice iz preliminarnih mečeva, gledali smo ove prijateljske utakmice, gledali smo utakmicu protiv Finske. There are players in the squad with strong names, with big reputation internationally, with many years in big clubs and good performances. Ali mislimo da reprezentacija BiH ima veliki potencijal s obzirom da u njoj igraju neki igrači koji nastupaju u velikim klubovima i postižu jako dobre rezultate i to već dosta godina. When you have players playing for Milan or for Inter or for Roma or Juventus in the past or for Marseille, that says a lot and players that play every game with good results.
ako imate igrače koji su igrali za Milan, Inter, Romu, Juventus ili Marseille, onda to puno govori. Svaki igrač igra da postigne najbolje rezultate. My conclusion is that Bosnia has a lot of potential and I identify a lot of positive, proactive football that Bosnia try to play. This I remark and I respect a lot. I appreciate that. Moj zaključak je da Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal i da ima dosta igrača. Sviđa mi se i također onaj pozitivan nastup koji oni žele postići i to jako cijenim. Any other questions? The last one. Last one. Okay. Who is a favorite in this game actually? What do you think about it? I believe that the game is open for any result. I believe that we have the capacity to turn our bad moment in a good one, but we are prepared that we'll have a strong opposition. Mislim da je to otvoreno pitanje. Mislim da oba tima imaju sposobnost da postignu bilo koji rezultat, ali također smo spremni na veliki otpor. There will be for sure changes in our first 11, this is for clear. Biće zasigurno promjena u našoj prvoj 11-orki, to je jasno. We want to bring some fresh energy inside. Želimo dovesti novu energiju, svježu energiju. Also players that are a little bit less affected mentally than the players that start in the last game. I želimo uvesti igrače koji su malo manje iskusni, koji su počeli u prošloj utakmici. We want to see all our players at work. Želimo da vidimo sve naše igrače na djelu. And even if it can happen that we have a negative result. I čak i ako ostvarimo negativan rezultat. We know our way. We have a lot of hard work. We will stand as strong as we are from the first moment, and my message will be very clear that we have to work and work and work and become better and better. So we have no other second plan. Mi ćemo krenuti da uspostavimo dobru igru. Očekuje nas jako naporan i težak rad. I to je ona moja najvažnija poruka. Samo rad i rad i na taj način se možemo nadati i postići dobre rezultate. Thank you very much. Continuăm în limba română. Am să vă rog să începem cu întrebările pentru Alex, ca să aibă timp să ajungă la vestiar să se schimbe. Da? Mulțumesc. Salut, Alex. Cum au fost zilele astea două de după meciul de la Podgorița pentru voi? Ați vorbit mai mult ce s-a întâmplat, pentru că n-au mers deloc lucrurile cum vă doreați, probabil, și cum așteptați. Salut! Nu cred că sunt prea multe lucruri de spus. Știm și suntem conștienți că nu am făcut jocul pe care îl doream, dar am încercat și încercăm să lăsăm deoparte și să ne concentrăm la meciul de mâine. După meciul de la Podgorița v-am văzut pe toți de rămas pur și simplu capetele plecate. Ați reușit măcar din acest punct de vedere să lăsați un pic în urmă, să uitați meciul de acolo, să vă gândiți total pentru ceea ce urmează? Nu cred că eram dărâmați, eram dezamăgiți cum este și normal după un astfel de meci. De când am intrat în vestiar, asta a fost primul lucru pe care l-am gândit, că trebuie să uităm acest meci și să ne concentrăm la următorul. Alex, ce credeți că n-am mers în jocul de la Podgorița și crezi că va merge diferit mâine seară? Practic nu am ieșit multe lucruri. Cum am spus, nu cred că sunt prea multe răspuns despre meciul trecut, pentru că a fost un joc nereușit, dar mâine cu siguranță vom schimba fața echipei și vom arăta un alt fel de fotbal. După meciul de la Podgorița, domnul Iordănescu a spus că a văzut la voi frică. Apoi Denis Alibeni... Nu am spus frică, am spus că am avut teamă de rezultat și nu ne-am asumat responsabilități. Nu frică, mie nu-mi place cuvântul frică. Și dacă am spus, înseamnă că am greșit că am spus asta. Ok. Oricum, ideea a fost ce a și spus domnul Iordănescu acum. Apoi Denis Alibeni a spus că poate că aceasta este valoarea echipei naționale. Tu unde te situezi? Într-adevăr, am început meciul și totodată pe durata lui. Am avut acea teamă de a încerca să facem mai multe lucruri. Nu cred că această echipă nu are valoare.
Cred că toată lumea știe că avem valoare, doar că trebuie să facem lucrurile mai bine. Alex, de unde crezi că vine această teamă de a juca fotbal până la urmă? Că este sportul pe care îl practicați cu plăcere. Cred că avem lipsă de încredere puțin, pentru că și în trecut n-am reușit să ne calificăm la... În calificările trecute nu ne-am putut califica și s-au strâns rezultatele negative și asta, să spun așa, ne apasă puțin. Parcă în trecut, totuși, am văzut și calitate mai bună de la voi, am văzut poate și mai mult curaj. Uite, țin minte meciul din Armenia, când tu ai dat două goluri, atacai careul din linia a doua. Simți că acum parcă nu e aceeași încredere? Calitatea și curajul cu siguranță o să le vedeți și spun eu că începând de mâine. Nu doar asta ne-a lipsit, ci au fost și mai multe lucruri pe care nu le-am făcut așa cum au trebuit. Alex, sunteți încă mulți jucători de la campionatul european din Italia care a atins semifinale. Sunt și alți jucători care joacă la cel mai înalt nivel. Aveți rezultate sau la echipele de club sau ați avut și la echipa națională Under 21? Ce s-a întâmplat în toți anii ăștia de progresul echipei naționale nu a venit, deși la un moment dat lucrurile păreau să meargă bine? Da, în primul rând este o diferență între naționala Under 21 și naționala de seniori. Să fii sigur că împreună cu Mister în fiecare zi, antrenamente, meciuri, încercăm să muncim și muncim foarte mult și să arătăm o față a echipei naționale care să arate că vrea și că o să meargă la turneul final. Alex, în măsura în care, nu știu, ne poți deconspira niște lucruri din interiorul grupului, nu știu, ați avut în aceste două zile după meciul de la Podgorița un moment în care, nu știu, să vă strângeți împreună, să stați de vorbă, să vedeți ce s-a întâmplat, pentru că senzația generală a fost că problema a fost mai degrabă una psihică, în primul și în primul rând. Nu vă pot spune lucruri din interiorul vestiarului, dar bineînțeles că am stat de vorbă după meci, întotdeauna stăm de vorbă, ne spunem părerile și încercăm să vedem unde greșim. Mulțumim frumos, Alex. Continuăm cu domnul Iordănescu. Bună seara. Domnule Iordănescu, s-a schimbat munca dumneavoastră în aceste două zile și lucrați mai mult la psihicul jucătorilor pentru a-i recupera pentru acest meci, pentru că la Podgorița n-au funcționat deloc lucrurile cum a trebuit. Deci hai să luăm cu începutul. În primul rând, esența mesajului meu este următorul, că am știut unde vin, am fost pregătit pentru o muncă nu grea, foarte grea. Asta m-a pus în gardă, am încercat să analizez foarte bine atunci când am spus da provocării. Unul dintre motive a fost că am avut și am încredere, încrederea mea este intactă în jucători și în potențialul lor. Dar faptul că am analizat totuși și știam la ce mâncam, asta a făcut ca să fiu suficient de pregătit pentru astfel de moment. Cu siguranță că orice antrenor își dorește ca drumul să fie cât mai lin și rezultatele bune să apară cât mai repede. Asta înseamnă un proces de muncă. La echipa națională nu avem acest timp ca să ne asumăm, dar lucrurile sunt foarte clare pentru mine. Am venit, mi-am asumat, știu ce am de făcut. Este greu, nu este ușor, dar cred cu tărie că putem să îndreptăm lucrurile și să le facem mai bune. Recunosc că am analizat și ceea ce înseamnă perspectiva mentală, emoțională, pentru că aveam suficiente informații și am încercat să înculeg și mai multe informații. Și este o concluzie puternică că grupul, din păcate, după cum încercați probabil și reușiți să și citiți printre rândurile declarațiilor lor, este extrem de afectat din punct de vedere mental, emoțional. S-au strâns foarte multe nerealizări, campanii ratate, eșecuri, frustrări, supărări. Sunt lucruri care s-au adunat în timp, care apasă mult mai tare decât lumea din exterior înțelege și eu le resimt pe toate. Mă așteptam să găsesc asta, dar nu mă așteptam să găsesc acest lucru atât de profund.
este important ca să reușim să redresăm din punct de vedere mental, să le dăm încredere. Încerc tot timpul să le arăt calea și să-i asigur că trebuie să aibă încredere în ei și să aibă încredere pentru că au valoare, au potențial, însă e foarte important să reușim să ne scuturăm de trecutul care nu este deloc reușit, să avem gândirea corectă și să reușim exprimarea corectă în teren. Doar așa avem o șansă. Domnule Ordinescu, după primele amicale pe care le-ați jucat la echipa națională, ați spus că nu mai dați a doua șansă. E momentul acesta, după meciul de la Podgorița, să luați o decizie radicală sau așteptați să treacă toate cele patru meciuri din această fereastră? În primul rând, acea acțiune a fost una destul de benefică pentru mine, pentru că am putut să trag destul de multe concluzii. Nu am putut să trag toate concluziile. N-am putut să închid cercul și să am o analiză completă, pentru că știți prin ce am trecut în acea acțiune, cu câte probleme am avut. Eu, în acest moment, am undeva la 15 zile în total de lucru cu echipa. Pot să vă asigur că sunt un antrenor extrem de dedicat, extrem de implicat, foarte muncitor, consecvent, dar nu-s magician. Nu pot să repar lucruri care s-au întâmplat în ani de zile și nerealizări și să întorc situația în câteva zile. Mai mult decât atât, menționez faptul că am spus-o și în trecut și o repet și acum. Am încercat să fiu mereu atent la fiecare cuvânt pe care îl folosesc ca să nu las de interpretări. Am văzut că tot au apărut interpretările, dar vă asigur că sunt în cunoștință de cauză și spun cu tărie că știu și munca lui Cosmin Contra și lui Mirel Rădoi dinaintea mea și au făcut o muncă nu bună, foarte bună, de multe puncte de vedere. Cu toate astea am spus că n-am preluat lucruri funcționale pentru că se pare că acele lucruri foarte bune n-au fost suficiente ca să ne aducă o calificare. Și atunci când nu-ți îndeplinești obiectivele, nu te poți numi funcțional. Așa voi spune și după momentul în care eu voi pleca, dacă va fi un succes, nu ne vom califica. Voi spune că lucrurile nu-s funcționale. Dar, din păcate, am simțit, și asta a fost lucru care m-a supărat mai mult decât orice s-a întâmplat în jocul cu Muntenegru, faptul că echipa este extrem, extrem de apăsată mental, emoțional, chiar dus până la teama de a nu greși și de a nu fi din nou, nu știu, criticat, arătat cu degetul. Eu înțeleg și supărarea opiniei publice, s-au strâns nemulțumiri, sunt tensiuni, dar din păcate, dacă nu ne corectăm gândirea și dacă nu ne căpătăm energia și puterea de luptă, cu siguranță că vor mai veni și alte momente triste. Domnule Diordănescu, cu siguranță că ați avut o strategie prealabilă pentru aceste patru jocuri care se joacă într-un interval extrem de scurt, cel puțin la nivelul echipei naționale. În ce măsură rezultatul, sau poate nu neapărat rezultatul, ci jocul echipei de la Podgorița v-a schimbat acea strategie prealabilă pe care ați avut-o vedere pentru jocul de mâine seară cu Bosnia? În primul rând, încrederea mea în jucători, cum am spus, este intactă. Nu mi-am schimbat-o deloc, pentru că nu pot să greșesc în analiză. Și analiza mea a fost foarte, cum am spus, profundă și complexă atunci când am spus da. Mai ales că aveți în față un antrenor care deja lucrase cu mulți dintre jucători din componența echipei naționale și îi cunoștea. Deci eu nu mă schimb în funcție de o emoție de moment, în funcție de un rezultat, în funcție de o stare de spirit. Încrederea mea este intactă și am încredere că împreună, cu unitate, cu forță, cu spirit, cu o gândire mult mai corectă, putem să producem rezultate infinit mai bune. Dar e adevărat că trebuie să strângem rândurile, e adevărat că ce am văzut în Muntenegru a fost ceva peste ceea ce așteptam ca și personalitate de joc și acolo trebuie să intervenim ceva mai mult. Trebuie să avem încredere, trebuie să ne luptăm cu momentul, trebuie să ne luptăm cu adversarul, trebuie să ne luptăm cu piedicile și dacă vom fi suficient de puternici mental, emoțional, atunci cu siguranță că vom începe să producem și rezultate. După eșecul de la Podgorița, că vă asumați responsabilitatea, dar nu singur. Alături de cine ar trebui să vă asumați responsabilitatea? La cine v-ați referit? Alături de echipă, în primul rând, și de băieți. Pentru că mi-e foarte ușor să ies în fața dumneavoastră și să am un răspuns clișeu în care să spun că e responsabilitatea mea, sunt antrenor. Cu siguranță că e responsabilitatea mea și sunt antrenor. Mă știți de atâția ani, știți că tot timpul mi-am asumat responsabilități. Dar dacă vrem să producem progres, trebuie să ne înțelegem momentul,
să ne înțelegem defectele, să ni le acceptăm, să vedem unde greșim, să facem un plan clar etapizat în care să îmbunătățim lucruri, să le corectăm, pentru că nu vom putea face bătând din palme. Și doar atunci când acceptăm toate lucrurile astea, din păcate, triste și negative, vom avea o șansă să ne îmbunătățim. Exact ca și cum ai fi bolnav și trebuie să-ți înțelegi boala ca să poți să-ți administrezi tratamentul. E de muncă, sunt pregătit pentru asta. Grupul ceea ce mă bucură este că are suflet și când spun are suflet, spun că simte, trăiește și chiar dacă e afectat și suntem destul de fragil din punct de vedere mental, grupul trăiește și vă garantez, sub cuvânt de onoare, nu știu cum pare din exterior, dar din interior, din experiența pe care deja o am de mai bine de 12 ani cu jucători și cu interacțiune cu jucători, că nu e vorba de atitudine. Nu e vorba de un grup care intră în teren detașat, neinteresat, care dacă produce un rezultat bun, se bucură, dacă nu, nu-i nimic, viața merge înainte, nu. E cu totul altceva. Poate asta pare, dar nu este asta. E un grup afectat emoțional, un grup care nu mai răspunde atât de bine cum ar trebui la presiune, la jocurile cu miză și este ceea ce trebuie să reparăm în primul moment. Știați că îl aveți pe Maradona în echipă și nu îl folosiți? Ce îi răspundeți patronului FCSB care pune presiune că nu îl folosiți pe Octavian Popescu din primul minut? Nu știu pe cine pune presiunea, pe mine nu pune pentru că nu o resimt. Și cu tot respectul pentru toate opiniile, fiecare are dreptul la păreri, le respect atâta timp cât sunt susținute de bun simț, în rest fiecare poate să spună ce dorește. Din punctul meu de vedere, trebuie să înțelegem următorul lucru, că echipa națională poate să răzbată doar prin puterea grupului. Un grup solid, unit, puternic mental, în care toată lumea să tragă în aceeași direcție. Dacă vorbim de individualități și de zeci de milioane, cum am mai vorbit în viitor, o să mai vedem multe turnee finale la televizor. Domnule Iordănescu, se tot vorbește de teama de a nu greși, teama de critică, dar poate e și o lipsă de valoare, pentru că la noi se tot adună insuccesele și nu ne îndreptăm către nimic. Ar trebui cumva să ne dăm seama și unde suntem și să nu mai punem, poate, atât de multă presiune pe jucători și să le cerem mai mult decât poate pot. Hai să încep cu finalul întrebării, pentru că e una foarte bună și chiar cred că merită un răspuns concret. Da, presiunea am constatat că nu ne face bine. Deocamdată nu avem puterea să o gestionăm, nu știm să o gestionăm, nu știm să o acceptăm și nu știm ce să facem cu ea. Și tocmai din cauza, la ce am spus, istoricului, trecutului. Grupul nu răspunde bine la comparații cu trecutul și cu alte generații. Cu toate astea am văzut că avem o generație care promite. Vârsta este optimă. Avem jucători care vor, care își doresc calificări. Ați avut aici, în fața dumneavoastră, pe Alex Cicâldău. Eu am văzut un interviu în care a fost întrebat ce ar da din punct de vedere financiar ca să fie la un turneu final. Și a spus că ar da tot. Că a renunțat la tot ce are financiar ca să fie la un turneu final. Emoția există, dorința există. Din păcate, trebuie să găsim cale. Și aveți în față un antrenor care de-a lungul timpului am încercat, mi-am dat toată silința măcar, poate nu mi-a reușit. Mereu, dumneavoastră puteți evalua mai bine decât mine. Am încercat să vă răspund obiectiv la întrebări. Eu vă spun cu sinceritate. E momentul să punem toate cărțile pe masă și să nu ne ascundem după scuze și după, nu știu, lucruri care nu stau în picioare. E momentul să ne spunem adevărul, pur. Aveți în față un om care, vă spun cu toată sinceritatea, în această provocare pe care o am, am mult mai mult de câștigat decât de pierdut. Am un confort financiar, n-am nicio apăsare din punctul ăsta de vedere. La nivel intern am reușit niște performanțe care mi-au deschis ușa pentru posibilitate de a merge în străinătate. Am mai avut o experiență în străinătate, dar vă spun cu sinceritate că inclusiv de când am fost la echipa națională am avut posibilitatea de a pleca în străinătate. Și sunt sigur că și după ce voi pleca de la echipa națională, să dea Dumnezeu să fie un mandat cu succes, ușa va rămâne deschisă. Deci eu n-am de ce să mă feresc de vorbe. Sunt aici pentru că am acceptat această provocare și pentru că am încredere în jucători. Dacă nu aveam încredere în jucători și în valoarea lor, cu siguranță că înainte să vin la echipa națională, îmbrățișeam o altă ofertă pe care
o știți și dumneavoastră și le știți pentru că au fost publice. Deci fugeam de această întregire mele, fugeam de această, de această situație în care nu riscam decât mult mai mult să mă compromit decât să reușesc ceva. Deci am încredere. Încrederea mea este intactă, este mare, dar e adevărat că nu va fi ușor. În ultimii 2 ani și jumătate, Bosnia a câștigat un singur meci oficial, 2-0 în Kazakhstan. E adevărat, a jucat în Liga A, a făcut chiar rezultate bune, egaluri cu Olanda, Italia, Franța, chiar Ucraina. După ce ați analizat Bosnia, puteți spune că este mai bună decât Muntenegru per total, pentru că sunt puncte foarte bune. Fiți sigur că am o părere și am făcut paralele, inclusiv în analiza jocului cu echipa, am făcut comparații între cele două loturi, între tipologia echipei, între exprimările celor două echipe, strategiile lor de joc, jucătorii luați individual, dar n-aș fi profesionist să ies public și să fac comparații între două naționale. Ce pot să spun despre Bosnia este că este foarte arțăgoasă, combativă, este o echipă care intră determinată în jocuri, care dă totul, dar spre lauda lor este o echipă care încearcă și un fotbal foarte pozitiv, pentru că au în componență jucători suficient de valoroși, cu calități în sensul ăsta, ca să joace un fotbal de construcție, un fotbal pozitiv din care să încerce să genereze cât mai multe ocazii de poartă și să marcheze. Mie mi-a plăcut ce am văzut, chiar dacă poate nu toate rezultatele pe care le-au avut au fost cele mai bune, dar am văzut foarte multe jocuri bune și momente din jocuri foarte bune. În meciul cu Finlanda ați observat cumva că echipa lor a jucat pozitiv, fotbalul pozitiv de care spuneați, după ce a încasat gol? Nu, am văzut ambele echipe încercând un fotbal pozitiv, un fotbal cu pozitiv cu mingea, dar și fără minge au încercat să întâmpine sus, să facă pressing, să pună probleme adversarului, să pună presiune pe construcția adversarului. Am văzut două echipe care și-au împărțit momentele de joc și cred că faptul că la final totuși Bosnia a reușit să egaleze a făcut ca rezultatul final să fie unul echitabil. Dar am văzut două echipe care personal mie mi-au plăcut. Ultimele două întrebări, vă rog. V-aș întreba cât de greu a fost să gestionați situația lui Vlad Cherikeș și dacă a fost un moment în care s-a gândit la retragere după meciul de la Podgorița. Situația lui, ținând cont de joc, vă referiți și de ce s-a scris. În primul rând, pentru mine Vlad Cherikeș nu este doar capitanul echipei, cel care poartă pe mână banderola, ci este și unul dintre liderii. Este unul, din păcate, dintre puținii noștri jucători, nu sunt foarte mulți, în acest moment, îmi doresc ca în viitor să se schimbe această situație și cred că se poate schimba. Băieții noștri au datoria să lupte să schimbe această situație ca să fie și ei cât mai bine la cluburile lor. Dar Vlad este un jucător care, în mod constant, în ultimii ani, a jucat la un nivel foarte bun. Este un jucător care joacă titular la echipa lui de club în Serie A cu rezultate bune și foarte bune, de care noi nu ne putem lipsi. Am văzut că s-a speculat în presă și despre anumite discuții de retragere la el, la Maxim. Pentru mine nu există subiectul ăsta. Ei sunt aici, sunt cu grupul, am nevoie de ei ca să ajute și să se implice în ceea ce înseamnă activitatea grupului. Sunt jucători nu doar cu multe, un istoric foarte bun, pentru că și Max joacă în mod constant în Turcia, dar sunt jucători inteligenți, cu personalitate, care pot influența grupul și de care grupul și eu, antrenorul acestui grup, avem nevoie. Că Max a intrat pe parcurs și a fost până la urmă prima schimbare, la pauză primul la care m-a apelat. Că e adevărat și asta, vă spun, am gândit aceste două jocuri cu echipă mai solidă, mai de gabarit, mai de talie, mai de putere și luăm în calcul că în jocurile de la București să apelăm la jucători mai combinativ, mai tehnic, mai creativ, ăsta este un alt subiect. Dar asta nu îl face pe Maxim mai puțin lider decât este. Viorel, te rog. Da. Domnul Iordănescu, după meciul de la Podgorița, ați spus că nu vreți să vă distrugeți cariera la echipa națională. Mesajul acesta a fost interpretat în fel și chip. Vă rog, explicați acum. Da, mulțumesc pentru întrebare, pentru că am văzut și eu asta și poate chiar e important să clarificăm. Când am spus asta, mesajul dorit cel puțin de mine a fost ca să dau un impuls de încredere, de putere, să spun că am venit cu toată tăria și cred că putem realiza lucruri bune și eu să fiu implicat în această muncă cu siguranță, cu rolul meu. În general nu mi-am asumat merite niciodată când au fost
performanțe și să dea Dumnezeu să fie și acum și cu siguranță că voi scoate grupul în față și meritul va fi fără doar și poate 90% al jucătorilor. Mai mult decât atât, sunt un antrenor care și-a parcurs niște etape firești până în acest moment. Sunt la nivel intern cu niște experiențe bune și trofee câștigate. Asta înseamnă pentru mine o bază solidă, cel puțin din punct de vedere mental-emoțional. Și în ultimul rând, pentru că asta de fapt era esența, sunt un antrenor, cel puțin în acest moment, foarte tânăr, care își dorește să facă carieră, care își dorește să continue să progreseze în carieră și care a îmbrățișat această provocare cu încrederea că poate să realizeze obiectivele și să-și continue dezvoltarea profesională. Mesajul cred că a fost clar, sau cel puțin așa l-am dorit eu, dacă a fost interpretat, îmi pare rău. Vă mulțumim mult de tot. Ne vedem mâine seara. Și eu mulțumesc. Recunosc că n-am avut timp să fac revista presiei, dar am profesioniști lângă mine care mi-aduc la cunoștință măcar lucrurile esențiale și am văzut că a fost și asta interpretată în fel și fel de ce Iulica este cu noi aici. Pentru simplu motiv că, deși avem un doctor foarte competent cu un staff medical extrem de competent și de implicat și doctorul după primul contact cu jucătorul a pus un anumit diagnostic, dar ca orice profesionist trebuia să facă investigații suplimentare. Și după cum știți, la astfel de accidente, recomandarea este să nu se facă acele investigații decât după un anumit timp, ceea ce s-a și întâmplat. Am luat jucătorul cu noi ca să facem acele investigații, să avem un diagnostic final, să înștiințăm clubul, după care am cerut oficial clubului să ne spună ce dorește, cum să procedăm, dacă să vină la București, dacă să meargă direct în străinătate pentru o operație. Cred că a fost o manieră foarte profesionistă și cred că așa era normal. Nu să-l aruncăm într-un avion și să-l trimitem la București. Da. Din păcate vorbim de la 6 luni în sus. Și la Iulica Cristea a fost și foarte multă neșansă, pentru că atunci când a sărit la un duel aerian, a aterizat exact într-o gaură de la aspersorul care stropește teren. I-a sărit genunchiul și, din păcate, el a mai avut problemă cu celălalt genunchi, deci nu e același genunchi, este efectiv, s-a întâmplat acum la acest joc cu foarte mult, ghinion. Da, mai sunt probleme medicale, dar nu ceva foarte grav.